Babam, pam, 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 pam. Bună, sunt eu. Isaac, zumat. Zoom, a, zumat, ok. Mi-am azumat acest dezastru. Dar Edgar, ți-ai azumat cumva și genul? Glume noi, glume nemai auzite. Nu. Ok, let's not do that ever again. Foarte bine. Glumele cu gen sunt absolut fundul oricărui canal. Mă enervează că lumea crede că e foarte inteligent când le zice că, am zis o chestie. Sunt regele internetului acum. Elicopter de atac. Gata, le-am zis-o la oamenii aia care trăiesc în oprimare și în condiții foarte precare, care chiar se sinucid din cauza societății. Elicopter de atac. Ce mă irită cel mai tare de departe la chestia cu Did You Just Assume My Gender, cu gluma cu Did You Just Assume My Gender? Care? Ce te supără? Am avut curiozitatea la o dată să văd de unde a venit. Că mă gândeam că probabil cineva... A zis-o sincer, nu? A zis-o sincer, nu. Nu, a apărut direct ca satira unei replici care nu a fost... Jesus. Menționată. Ok, asta este. Super, trecem super! Mai departe. Hai, Paul, să te... un stromen. Da, e ok. Dacă e argumentul tău și gluma ta e atât de puternică încât trebuie să faci 5.000 de oameni de paie, e ok. Trebuie să inventezi chestie care nu s-a întâmplat, da, e ok. Merge. Știi cine inventează inamici, Paul? Cine inventează inamici, oamenii, Paul? Cu puța mică. Ha, ha, ha! Asta ca să nu fim foarte woke. Nu vreau să vreau să push back a bit, să nu fim prea woke. Hai să facem shaming oamenilor cu puța mică. Yes. Apropo de puță mică. Noul Paul, trebuie să încep cumva și vreau să încep cu ceva topical lighthearted, pentru că cu toții știm în ce an trăim. Tononono. Așa că vom deschide Twitter și vom citi. Nu! Închide Twitter, Paul. Cristian Tudor Popescu a spus ceva foarte frumos și cumva mi-a atras atenția. Fii atent, Paul, citat-o. Voi cita acum, până încep să acționez și eu pac-pac. Eu știu doar foarte vag ce a zis Cristian Tudor Popescu, nu știu care era contextul discuției. Dar... Contextul mi se pare că este modificarea legii educației sexuale în școli. Ok. Asta și Cristian Tudor Popescu încerca să militeze pro? Băi, nu știu, ai crede că un om atât de thirsty ca CTP ar fi pro-educație sexuală, nu? Vreau și să... Dar și-a dovedit lipsa de... Da. Păi, nu știu, știi cum e când joci tenis foarte mult, nu bei apă. You're never thirsty. Și așa, da. Cristian Tudor Popescu zice tu că... Tu ce crezi că i-am zis peștișorului să fiu tare în tenis? Actually, da, probabil. Fetele care se masturbează, spune Cristian Tudor Popescu, cu foarte multă înțelepciune, clitoridian, în adolescență, ar trebui să știe... Să le spună omul ăla care face curs la școală că e posibil să li se deformeze centrul sexual de pe scoarță. O secundă, termin tot citatul și după aia începem. Ok. În așa fel încât să nu mai fie satisfăcute de relații sexuale normale. Asta este o chestiune medicală. Boom, citation needed. Și ele nu știu acest lucru. 80-90% din adolescenți practică masturbarea. Ai zice citation needed, dar that's kind of true. It's kind of true, yeah. Adică din procedere are cred că 70% sunt ale mele. E nevoie de terapie sexuală, nu de educație sexuală. Domnul Cristian Tudor Popescu, punctul numărul... Ce înseamnă terapie sexuală? Înseamnă că are el probleme în cap. Fii atent. Relații sexuale normale. Ce înseamnă asta? Ce relație sexuală normală, domnule CTP? Nu implică clitorisul. Vreau să-mi spuneți cum băgăm cea pe care o are el cu soția. Băgăm penisul de la distanță și ne arcuim pelvisul ca să ne atingem, doamne ferește, clitorisul. Cum facem chestia asta, domnul CTP? Una la mână, a doua la mână. Man, mai pune și gura, ok? Adică dai din gură tot timpul. E ok să mai pui și gura. Așa, a treia chestie, ultima, Paul, și poți să adaugi ce vrei tu. Te rog. Are relevanță cu Dead Space, pentru că uite ce se întâmplă. Dead Space este dovada că CTP are dreptate. Uite ce se întâmplă când deformezi scoarța, precum această navă minieră a deformat scoarța planetei și a ieșit asta. Ia uite, are dreptate CTP. Fetelor, dacă vă masturbați, uite, ia uite. Vin necromorfii. Da. Gata,
Paul, bun. I'm gonna play, you're gonna do your thing. Ok, hai să vedem ce facem întâi, că după aceea vreau să analizez un pic ce-a spus ce tupeam. Te rog să cauți citatul că am închis telefonul. Păi da. Ok, l-am s-o ars pe scoarță. Okay. Nice! Păi trebuie să merg aici deocamdată. Hai să vedem inventarul. Nu, man, uite-te în log să vedem ce facem. Tab. Hello, my baby. Hello, my darling. Hello, repair the shuttle. De ce nu mă miră? Ok, da, ca să coborâm pe planetă cu markerul. Când trebuie... ne-a zis Dr. Kine. Ăsta e opțional cumva? Nu, nu e opțional. Nimic opțional. Păi stai, ăsta e roșu și ăsta sunt albastre. Ăla roșu cred că e terminat sau încă nu poți să-l faci, pentru că nu le faci pe restul. Am înțeles, deci încă două navigation cards. Încă două navigation cards. Okay. Ok, și un override the locks on block B. Ok, bun. Bun. Eu am tot zis aici de, despre CTP că mi se pare o persoană în de care nu ar trebui să ascultăm. CTP este un escroc care a păcălit lumea că este expert în jurnalism, tenis, sport, filme. Nu are niciun fel de credențiale pentru niciuna dintre chestiile astea, dar el cumva a păcălit pe toată lumea din țară că el trebuie să fie întrebat despre filme, trebuie să fie întrebat despre tenis și așa mai departe. Și i-a mers, adică a avut nu știu câte emisiuni despre filme, despre cinematografie. Omul nu analizează filmele din niciun fel de perspectivă critică. El vine și spune ce i-a plăcut și ce nu i-a plăcut la filme. Da. Încă țin minte când a apărut Star Wars The Force Awakens, cum analiza lui CTP despre... Ah, s-a întâmplat deja. Oh, nu, zi! Analiza lui CTP despre The Force Awakens este o prostie în care n-am citat-o exact, dacă am așa era, o prostie în care un Darth Vader creștin, pentru că știi Kylo Ren avea sabia aia cu cruce, un Darth Vader creștin ia bătaie de la un negru și o femeie. Este asta ceva ce vrei să spui, Cristian Dăpupescu? Asta e analiza ta? Da. Că un Darth Vader adevărat nu ar lua bătaie de la un negru și o femeie? Cumva... Da, asta este ce vreau să spună. Aceste categorii inferioare, în fine. Nu e așa că asta reiese din ce spune, orice ar fi vrut el să spună, asta reiese. Cristian Dăpupescu e genul ăla de om care tot timpul vrea să fie contra opiniei mainstream. Ceea ce da, dacă vrei să faci click-uri, e o strategie foarte bună. Da. Cristian Dăpupescu este la fel de, când zic că e un jurnalist escroc, este un cofondator la site-ul Republica, un site pe care îl urăsc cu toată ființa mea, pentru că acolo este o colecție de bloguri, unde poate să scrie oricine, cum se laudă sus de tot în 5 paragrafe. Da. În 5 paragrafe de deasupra fiecărui articol. Oricine poate să scrie pentru noi, scrie aici, submit, bla bla. Deci oricine, fără niciun fel de pregătire sau rigoare sau cum se numește, deontologie jurnalistică. Ai articole care fac afirmații în continuu. Au afirmații, niciun site, niciun articol de pe Republica nu linkuie către o sursă. Pur și simplu spun chestii. Și spun chestii pentru că platforma libertății de exprimare și așa mai departe. Piața liberă. Da, și pentru că arată așa, are un design minimal și lumea îl vede ca fiind de încredere și dă... Și tot dă share, mă supără când văd share-ul de pe Republica. Urăsc site-ul ăla. Pentru că nu este un ziar și oamenii căscă acolo nu sunt jurnaliști. Nu că presa noastră profesională ar fi cu mult mai bună. Articolul cu CTP din garanția acum este din Noua Libertate, reformată, by the way. Libertatea lui Tolontan, în care hai să îl ascultăm pe CTP ce spune. De când pula mea are CTP orice de spus despre sex și sexualitate? De ce? Nu. Articolul remarcă afirmația tâmpită a lui CTP. Ok. Ok. Da. Scuză-mă. Îl critică. Da, ok. Bun, mă bucur că... Am un prieten care lucrează la Libertatea și știam, de aia am ajuns să urmăresc și am aflat cu surprindere că Libertatea este acum un ziar serios. Da. Au făcut, mi se pare, cu campania publicitară în care arătau Libertatea veche cu fata de la pagina 5 și te informau, știi că asta nu mai e Libertatea, nu? Which is a good cam campaign, it's a very good campaign, by the way. Adică chiar n-ai cum să afli altfel. Da.
Ai, e mort, că, da. Na, rămâi cu, așa cum România, să știi că România liberă, vezi că ești pe oxigen. Da, deci da, da, am observat, dar vreau să adun chestia pe jos, Paul, da, da, da. Să joc corect. Sunt complet de acord cu asta. Vreau să merg aici, două. Of course, of course, poate este secretul. Ah, este un secret. Credite. Ai și un air canister în caz, în caz de urgență. Da, 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 nu, da, cred, da, că e cazul. Care era butonul? I, nu este un shortcut. Ia, uite, mai avem aici ceva. Ah, avem și un... Wow, big boy. Hello. Vezi care lângă, de... este o canistră de... Ok, nu mai trimite o canistră. Uite. Avem asta aici, ok, gata, e full. Așa, na, hai să revenim la părerile lui CTP despre educație sexuală. Da. Înțeleg de ce afirmația, adică el, din ce mi se pare acolo, este pro educație sexuală în școli. Vrea ca, deși nu înțelege ce formă are, el crede că, cum glumeam noi, se fac ore de fisting la școală. A? Deși. Deși, dacă vrei să înveți să faci fisting corect, da, și în siguranță. Știi care e chestia? Da. Pentru că asta e scopul educației sexuale, să pregătească copiii de niște chestii care se vor întâmpla inevitabil. Pentru că educația sexuală pleacă la premiza că they will have sex. Da. Ceea ce vor oamenii ăștia critici a educației sexuale este cumva să nu se predea aceste informații, therefore not having sex. Ceea ce este o premisă falsă. Oh, nu. Pentru că ei vor face... Să aibă toți experiența aici, zicea frate meu Gheorghe, că ar trebui să fie o gaură. Da. Oh, nu. Trebuie să te dai în spate dacă da, vrei. Da, nu. I'm gonna blast them like this. Ok, bun. Na. Deci el ce zice în principiu este că fetele trebuie să afle, să facă educație sexuală la școală ca să afle chestii importante, cum ar fi faptul că masturbarea clitoridiană îți deformează scoarța. Că sună tâmpit! Când zice scoarță, bănuiesc că se referă la scoarța cerebrală. Presupun centru, că da. Centru plăcerii de pe scoarță. Bănuiesc că nu crede că femeile au o scoarță acolo. Presupun că nu presupune că ăsta, clitorisul cumva se strâmbă de pe axă. Soția mea Treebeard are o scoarță deformată. Dar dacă da, dacă se strâmbă cum, nu știu, să se duce spre stânga clitorisul, pentru că dacă da, și asta voia să spună, brother, same. Da, am pățit. Cine n-a pățit să se strâmbe pe scoarță? Eu încă îmi place. E mort. Ah, nu e mort, era doar clipped prin perete. Da, era clipped. Tenacitatea lui de a... I se deformase scoarța, da. Tenacitatea lui de a nu introduce clitorisul într-un sexual normal. I adore that. Extraordinar, da. Bun. O să mor. Acum, deschide inventarul, l-am Edgar. L-am folosit deja. Ai fost să mori atunci, da. Du-te pe ușă, ieși afară, era un air canister afară, caută-l, afară. Nu mai. Uite, nu. Nu mai ce secretul. Oare o să mor? O să mor, pentru că te miști foarte încet și stai, da, să spargi chestii în loc, da, să te duci afară unde era deja, unde, da, știi că era, da, un, da, recharge canister. Trebuia să mă duc la ăla să... Vreau să merg acolo, pentru că acolo era un nod, ai văzut. Da, știu. Și nu te păște nimeni, dar poți din când în când să te întorci la chestia, da, aia, să dai un refill. Două secunde. Așa. I wanna change some things. Da, zi. Hai să facem o mică oră de educație sexuală aici. Haide. Toți ascultătorii noștri care sigur nu știu chestiile astea. Dragi copii. Demografic sunt toți minori și nimeni nu are peste 30 de ani, ascultătorii noștri. Lumea. Aveți grijă la boli cu transmitere sexuală, dar frecați-vă organele genitale până când vă simțiți bine, you know? That's până it. Se roșesc. Câteodată se duce și pielea dacă insiști foarte tare. Se mai pățește. Acesta a fost tocul meu. Da. Ce pare domnul Cristianul cel Tudor Popescu, așa, să nu știe, este că dacă te uiți pe orice diagramă de anatomie a femeilor, și uite, asta e o chestie interesantă, pentru că în cărțile de anatomie cam default-ul e bărbatul. Da. Au circulat mai de mult o chestie cu cum arată sânii la sub piele, cum arată țesutul mamar. Așa. Și toată lumea avea un șoc, că habar n-aveau de chestia asta, pentru că în afară de secțiunile din cărțile de anatomie explicit despre sistemul reproducător, default-ul e bărbat. Deci pectorali, burtă, ce mai definește un bărbat? În cartea de educație sexuală din școală, în care default-ul e bărbatul, cum arată sânii? Distractiv! Acum,
Ce pare să nu știe domnul Cristian Turbopescu este că clitorisul, pe care poate nici măcar nu l-a găsit până acum, nu știu, poate nu știe unde e. Un meatman. Nu-i doar țâmburucul ăla de acolo. El are două piciorușe destul de mari care se prelingă, ca să zic așa, de o parte și de alta a deschizăturii. Încerc să fiu cât mai clinic. Ca să Paul, nu Paul, pare... eu omor toată atmosfera. Da. De o parte și de alta a vulvei. Ok? Este un organ mult mai mare decât crezi tu din faptul că nu l-ai putut găsi niciodată CTP. Poate se bagă în corp cum se bagă tentaculele astea enervante. Da, cam orice act sexual implică clitorisul, chiar dacă nu încerci să faci engagement explicit. Deși el vrea să facă engagement, we know. El vrea să facă, da. Oh, nu, vezi că au ieșit băieții. Da, au ieșit băieții, dar vreau să... This has been a bad inca... I gotta warm up, though. This is a shit show. This is a shit show. E un shit show mai rău decât declarațiile lui Cristian Turpupescu despre... Ba nu, I beg to differ. Gata, ai joc tare. Așa, bun, joacă tare. Se deformează centrul plăcerii de pe scoarță. Da, man, da. Este absolut miraculos. Cum? Nu știu, mi se pare... Indiferent ce intenții au avut, pro sau contra educație sexuală, că ai nevoie de terapie sexuală în școli. Adică, să, nu știu, să te învețe să nu faci laba greșit și prea tare ca să nu te... Toată chestia asta, toată... Nu folosi încă ăla, eventual întoarce-te după ce te bați cu... Good point. Da. Așa, toată chestia asta cu... Cum facem să prevenim copii? Nu cred că au murit sau au avut nimeni probleme de la masturbare excesivă. Mhm. Aute aici. Ești de acord că dacă ești expus la chestii gen sibling step sibling porn de la vârstă prea fragedă, poate să-ți deregleze ceva un pic în creier, dar asta e o chestie, e teritoriul nou. Chestia asta cu accesul nerestricționat la pornografie și chestia asta este un teritoriu nou. Da. La masturbare există ceva timp. It's been around. Crezi? Aș crede că da. Na. Și acum mi-amintesc de campaniile astea de la diverse grupuri creștine, mai mult sau mai puțin fundamentaliste, care încercau mai de mult să facă campanii împotriva pornografiei, masturbării și așa mai departe. Și aveau un filmuleț cu un dude care povestea cum era el mai de mult dependent de pornografie și de masturbare. Și povestește cum la început se pare că e totul în regulă și totul natural, cum te minte lumea, dar la un moment dat îți dai seama că pe măsură ce normalizezi chestiile astea, o să începi să cauți chestii din ce în ce mai extreme și din ce în ce mai ciudate și din ce în ce mai dubioase, pentru că pornografia normală nu te mai satisface. Și vreau doar să spun că, da, nu vreau să neg, este un aspect, este un factor, nu este valid ce spune, dar ce nu știe el, pentru că nu a rămas suficient n-a avut tupeu să rămână în zona aia suficient tare, e că la un moment dat, după ce treci de punctul ăla, revii la chestiile normale. Da. Pe măsură ce începi să normalizezi chestiile extreme, la un moment dat zici, știi ceva, cred că vreau să văd just some good old fashioned missionary astăzi. E perioada de explorare sexuală și e perfect normală pentru orice tânără, persoană tânără. Gata, man, gata, acum să mă întorc repede. Și după aia să iau nodul ăla. Come on, fugi. I need that one, though. Ia, bagă canista din inventar. Da, chiar am o canista din inventar. Nice. Bun, hai că acum e destul timp. Mă întorc nodul și după aceea jet. Mă întorc aici să iau ăsta. A, da, nodul. Cred că s-o refreshui. Nodul e unul singur și încapă de tot, nu mai e nimic pe acolo. Da, da, deci, wow. Ce-mi place mie la toată discuția asta din jurul educației sexuale și subiectul educație sexuală e cum până acum educația sexuală, existența sau inexistența ei, era un subiect tabu în spațiu public, dar în secunda în care nu mai devine tabu și se discută despre educație sexuală, dintr-o dată încep să apară probleme de genul, dar stai un pic, lumea nu o să știe, lumea care până acum nu a auzit la școală de masturbare nimic, da,
Dintr-o dată n-o să mai știe care este masturbarea bună și care este masturbarea rea. Și, ok, o problemă care nu exista până acum, acum că se discută în școli chestia asta, o să devină sau devine subit o problemă, nu înțeleg de... Masturbarea corectă, toată lumea știe, este cu duhovnicul tău. Așa, da, duhovnicesc. Da. Anyway. Te duci la popă și zici, te rog. Chestia asta cu îți deformează centrul plăcerii de pe scoarță, mi-arată că CTP e singurul care are nevoie de educație sexuală momentan. Da, man, da. Asta și niște sfaturi, adică tips and tricks, man. Clitorisul ăla asta acolo. Pui mei, citește și tu un Cosmopolitan, man. Da, pula mea. Este, e oribil. Și haios în același timp. Extraordinar, nu știu, CTP e... CTP e un fenomen și nu înțeleg. Acum, făcând abstracție de glumele noastre cu avem beef cu CTP, da. Eu nu înțeleg de ce omul ăsta primește atât de multă atenție. Pentru că mi se pare că singura chestie pe care o face este să fie nervos pe lucruri. Aia e tot ce face. Nu o face corect, nu o face valid, pur și simplu e nervos pe lucruri și lumea atrasă de chestia asta, ceea ce înțeleg. Dar asta e playbook-ul... Multă mi-e de bazată pe asta. Da, e playbook-ul de grifter online. Da. E nervos pe chestii online și lumea e atrasă de chestia că e nervos pe chestii online. Dar jur că atât de rar l-am auzit să spună ceva pertinent. Sau ceva pertinent care să nu fie o platitudine jegoasă. Da. E chemat foarte des la Pro TV, la știri, am observat. Ca să-și dea cu părerea. E chemat care prieteni prin astea. Să nu uităm că CTP a luat apărarea... Nu. A blamat protestatarii golanii din 90 pentru că au luat bătaia la Mineriadă, în pe atunci ziarul Scânteia. Wow. Deci CTP de atunci era pe gică contrism și pe chestii de genul ăsta. Și lumea s-a mai uitat chestia asta. Same, bro. A făcut un zgomot foarte ciudat de... Am pățit. Auzi ce zice tot. Da. Până acum o ducem bine, adică avem de toate. Deci, copii, educație sexuală e ok? You want it, ask your parents. Ask your parents să zică da la educație sexuală, nu întrebați părinții, tati, mami, tati, cum e cu sexul? Păi când doi oameni se iubesc, după aia din spate... Asta e alt argument foarte bun pro-educație sexuală. Zic părinții că ei nu vor ca copiilor să afle, să învețe așa ceva la școală, să afle asta la școală. Ok, o să ai tu discuția aia, o să ai tu discuția despre sex cu copiii tăi, pentru că nimeni, nici copiii tăi și nici tu nu vrei să ai discuția aia. Păi, unii vor să o aibă, dar pentru că au o agendă destul de fundamentalistă. Eu cred că nu există niciun părinte, indiferent cât de woke sau de fundamentalist sau... Să vrea discuția? Sau de conservator sau liber, să vrea să discute despre sex cu copiii lui. Am fost lui. Aici. Eu cred că am fost da, eu ieri. Da. Ieri, auzi, săptămâna trecută. Ieri am fost. Episodul trecut. Vezi și tu, apasă B-ul. Am apăsat pe aici, zice să iau. Uite, vezi? Pup. Deci e niște backtracking. Aud cărniță. Care aveam probleme, educație sexuală, cum e educație sexuală, dar eu am pierdut un șurubel foarte mic. Jos. Oh, nu. Ai pierdut clitorisul? Da, și al meu nu are piciorușele alea în plus. Oh, nu. Alea de care nu știe Cristian Tudor Popescu. Jesus fucking Christ, Cristian Tudor Popescu. Clitoridian Tudor Popescu. Era, nu mai știu, am văzut pe Facebook o părere de la o persoană. Știu că părerea aia este bună, pentru că ai auzit-o pe Facebook. Că era să schimbăm CTP în Kiss the Pussy. Era altceva, ceva de genul oricum, era ceva de genul sexual, basically. Și se potrivea perfect cu CTP, cu acronimul CTP. And I was like, yeah, we should do that. Ați făcut niște nice. CTP? Am făcut aseară cu gagica mea un CTP, mamă! Sau gagica miu, sau toate sexele. Cunilingu stare, papi. Da. Așa, stai mort. Ia să mai schimb și eu alma. Mă auzi dacă vorbesc așa? Te aud foarte încet și de departe. E ok, pentru că sunt pe jos, caut filmul ăla. E ok. Te-ai băgat cu capul? Te-ai băgat... Caut the little man in the bone.
Mai capul sus să mai respir, ok? Atât. Capul sus, prințeso, că ți cade coroana. Corona. No. Pe aici chiar nu am nevoie să iau și state deschise, pentru că cineva a fost aici un vandal, nu știu, nu vreau să dau like nume. Edgar, more like căcat Tudor Popescu. Gata. Ce-am zis-o? Căcat Tudor Popescu. Așa să-i rămână numele. Ah. Lmao. Oh, wow, domnul Tony Greco, nu știam că... I need a crew key. Ah, o am. Ok, nice. Gata, am făcut progres. Avem comentarii, da? Săptămâna trecută. Unul lăsat de Cristan, acum 40 de minute, deci iară s-a nimerit. Mua, fresh. Așa. Alin zice că despre calendarul de care am făcut eu low-key mișto, ăla cu calendarul științific, modelat pe calendarul ortodox, da, pentru atei edgy care vor să semnaleze că sunt atei, zice că eu nu doar că am avut calendar din ăla, dar am contribuit la campania de crowdfunding când a vrut să lanseze prima dată. Și am avut două. Asta este, man. Toți eram, toți avem chestii de care ne-și rușine în trecutul ăsta. Nu mă bine apropo de ateism. It's the first phase. We deterred by the physical methods of transformation. Soon, you will be beyond any physical concerns. You must have faith, fools. This is what we have been searching for all these years. This is what we have been waiting for. Don't listen to them. Come back. Come back. Okay, Dave Koresh. Bye-bye. Nu mai fi așa nebun, man. Do not abandon your faith. Cred că e lup asta. Da. E lup. Okay. Da, deci nu mă... Wow, uite, we have found a marker. A marker, deci nu ăla. Vezi că asta poți să tragi de ele. Cu kinesis. Da. Ok, așa. Cream că sertare. Mă simt ca Indiana Jones. Your death is the first phase of the transformation. Am înțeles, man. Așa, da. Mă deranjează că am ajuns în punctul în care mi-e rușine să mă identific ca fiind ateu. E ca și cu gamer. Da, you know? Gamer, fan Rick and Morty. Da, e pe acolo. Chestii... Orice fanbase are chestia asta, două, da. Și Warhammer recent. Da, e... Dar da, am trecut de mult peste faza în care simt nevoia să-mi semnalizez ateismul. Nu simt nevoia, dar just in case people are wondering, eu sunt ateu? Adică n-o să mă prezint sunt ateu, ca dar, nu sunt investit în ateism. Da, nu sunt... În spate era o cameră cu node, power node. În spate lock. Unde? Aici? Aici? Pe unde ai intrat? Pe unde ai intrat? Întoarce-te. Uite. Aici. Acolo e power node. Da. Nu sunt investit în cultura ateilor și ce adoră ei să facă, dar ca și definiție, I am atheist. Da, nu sunt, exact, nu sunt investit în a fi ateu și nu, nici vreau să-mi caut the bullshit, poate sunt agnostic, dar nu, nu-mi pasă. It's a thing not worth exploring în condițiile, în folosind dovezile empirice pe care le avem despre existența lumii. Nu cred în divinitate, nu cred că se întâmplă nimic când mori, din păcate, și... Yeah, I don't care. Dacă s-a promovat că chiar se întâmplă, da, ok, sure, fine, mă bucur, nu mi schimbă cu mare lucru. Aveam eu un take despre chestia asta cu existența lui Dumnezeu și prostii. Am găsit șurubelul, man, gata, nu mai sunt ateu. Vezi, se întâmplă, dacă te rogi un pic. Apropo de omulețe din bărcuță. Puteam să spun că un singur lucru pot fi convins despre, nu știu, afterlife și chestia asta ezoterice. E că de un singur lucru pot fi convins este că whatever happens to me when I die happens to the believer when he dies, happens to the Buddhist when he dies, happens to anybody. Și I am looking forward to finding out in the meantime. Eu uite fac ce fac, mă joc Dead Space și vorbim de CTP. Și I'm happy. Da, Edgar, dar nu poți afla ce se întâmplă dacă pur și simplu se taie firul. Ai putea argumenta că... N-ai un moment de cunoaștere. Da. În acel moment.
Dar nu o să mai conteze. Obiectiv vorbind, dar asta e faza că s-a întâmplat. Sau da, s-a întâmplat deja, deci nu mai contează. Oh, nu. A fost Sergiu Floraia pe aici? De ce? Că de femeia. Hai s-a omorât. Ah! S-a uitat la un stand-up cu Sergiu Floraia și s-a sinucis. Băi, nu înțeleg ura ta. Nu, am mai explicat și vreau să o reiterez. Nu glumesc, n-am o problemă cu Sergiu Floraia, n-am o problemă cu persoana Sergiu Floraia, am o problemă cu one-liner humor-ul, pentru că nu este pe gustul meu, atât. Asta și cam... bine, Sergiu Floraia a avut la un moment dat, avea pe Facebook cel puțin, glumele pe care le face pe Facebook sunt absolut oribile. Care n-au treabă cu materialul lui, dar, de exemplu, când, efectiv, asta e regenerator. Ce face ăsta? Ah, fuck, ok, păi ar trebui să fugi atunci. Da, stai să mai incapacitez odată. Do the thing again. Gata. Ok, fugi. Și acum trebuie să fugi prin chestia asta cu dulăpioarele, oh, ok. Oh, nu. Dar poți să-i dai și kinesis, nu kinesis, stasis. Q? Control? Q. Wow. Bro, uite, aici ai. Trebuie să tragi de ăsta și să te duci. Ah. Socoban, boys. Nu, acolo, era ușa în spatele... Da, era nu, roșie. Nu e roșie. În spatele... Sorry. Uite, vezi, e roșie. Ah, e roșie, scuză-mă. My bad. Bun. Ce ziceam despre Sergiu Floraia? Vorbeam. Că n-ai o problemă cu... Da, că n-am o problemă cu el, doar că... Hai, dau un exemplu despre glume. O glumă pe care am spus-o pe când încă mai postam pe Facebook și atunci am și răspuns. Da. Atât de tare m-a enervat că mulți nu știu, dar pe mama mea o cheamă Rina Sava și este inventatoarea celebrei prăjituri. Wow! La care am răspuns ceva de genul că ce coincidență, tatăl meu este inventatorul one-linerelor și îl cheamă Abagiu Mihail. Adică sunt glume vechi pe care nu poți să le spui ca și cum ar fi ale tale cu Rina Sava, come on. Nu, man, dar pe Facebook he's doing his bits mai diluat. Are programul lui. M-am închis aici, sunt în siguranță, dar nu mai am unde să merg. Pățit, na. Așa unde se... zice, viața unde zice mea. Da, viața mea. M-am închis aici, sunt în siguranță, dar n-am unde să merg. Carantina, am dreptate, copii. Trebuie să meargă cumva, ia, zi. Așa, băi, nu, voiam să... Ce mai vreau să zic? De glumele lui Sergiu. Atât. Nu mă deranjează el ca persoană, nu mă deranjează umorul lui, nu e pe gustul meu. It's fine. It's fine. Cred că am voie să mai fac câte o glumiță despre el din când în când. Fără să se presupună că o dată ce nu răși pe Sergiu Floraia, Paul, este cumva hashtag cancel? Nu, eu ce vreau să zic este că nu înțeleg ura ta față de one-liner. Nu e o ură, nu e pe gustul meu. Îmi place umorul structurat, îmi plac chestiile alea foarte, cu setup foarte lung și payoff. Aha. Mai știu, cred că Dave Chappelle, într-un din show-urile lui, avea un... Da. Dave Chappelle avea unul din show-urile lui recente, exceptând momentele care nu-mi plac din show-urile lui recente, uh-huh. Care dedică foarte mult timp un... Persoanelor trans? Nu persoanelor trans, cât chestia este a reacționare de nu mai pot să spui nimic, că lumea se ofensează, spun eu pe my Netflix special din seria lungă de Netflix specials, care apar pe front page-ul Netflix când deschide lumea aplicația Netflix, dar... Avea o glumă cu seta, iar am căzut pe un șuruber, un bac, nu mai ce spune. Șurubelu! Avea o glumă la un moment dat, într-un punct al show-ului, după care la final pare că intră într-un moment din ăsta de sinceritate și, oh, nu! Trebuia să-i dai toate brațele. This is a prison of my own doing. Da. Cum ar fi zis Michel Foucault. Aceste cutii sunt o închisoare. Asta e viața mea, băi. Și începe să zică o chestie care pare așa un moment de sinceritate și povestește și la un moment dat e un payoff pentru o glumă care a avut setup-ul cândva la începutul show-ului și mi s-a părut ca și craft o chestie foarte bună. Da.
Dave Chappelle in his good days e absolut fantastic. Asta e like de acum, din astea noi, deci noi... Nu, în momentele lui bune este fantastic Dave Chappelle. His good days, da. Da. Și recunosc, și în show-urile astea noi, un procentaj foarte mic de... de glume, pot să zic că m-au deranjat sau că okay, fucking hell, pot să nu, adică deja toată lumea o face, pot să nu, nu, nu-i nimic ca Edgar, nu înțeleg ce faci, știi măcar unde mergi. Nu, asta e faza. Poți să apeși și să vezi pe unde trebuie să mergi. Ideea e că I have to go back, dar nu știu cum să le aranjez cutiile astea. Ah, ok. Așa că trebuie să-l duc pe băiatul ăsta undeva, unde e departe, aici acum ar veni. Nu știu că poți să închizi. Wow, l-am călcat e dat-o. Cred că ai gândit să nu pot să închid, dar eu trebuie cumva... Christ. O să rămân fără muniție la chestia asta. Mm-hmm. Două secunde, este un moment tensionat. Încă trebuie să duc asta. Scuze-mă. Aici, e ok. M-am lovit și de microfon. Asta trebuia să duc mai aici. Nu merge? Nu! Nu, pentru că n-ai de unde să o apuci, trebuie să descoperi ăla de kinesis, cred. Da, dar nu, nu e vizibil, e pe partea de perete. God damn it! Păi atunci puzzle-ul nu e rezolvat, nu știu cum să fac. Două secunde, l-am ținut acolo ca să am timp să mă gândesc, that's good. Eu trebuie fireball, trebuie aia de acolo, da. Să o duc suficient în spate, dar nu pot să mișc asta. Nu pot să mișc asta. Păi încearcă să miști aia, nu pot să miști aia. Am încercat, uite. Aia din spate. Asta. Aia din... Nu, aia nu poți să miști, am înțeles. Asta nu, am mișcat-o, s-o dau. Ok, și aia din aia, poți prin crăpătura aia mică să miști cealaltă? Ah, tu zici așa? Ia. Vezi că ai și un stasis module, să nu poți. Ba, uite că bună. Poți. Bună! Ai un stasis. Bagă stasis-ul acum, Edgar, cât stă pe loc blocat de AI. Ok. Bună! Și-ți ai Reaper Blades. Ce faci? Dacă te descurci cu Reaper-ul. Da. Care era? 2, așa. Ultimul, așa. Bună! Ține-o acolo, așa, ține-o, trebuie să te miști față-spate ca să o ții la distanța respectivă. Și acum îngheață-l. Așa. Bun, și acum fă ce ai de făcut. Quickly? Oh, nu! E ok. Hai dă-i stasis pe el din când în când. Bună. Asta trebuia să fac, dar nu o să fie suficient de mult, pentru că asta... Asta am zis. Celălalt poți să-l apuci. Da, l-ai apucat. Așa, da, asta, dă-i. Așa. Nu poți să trec acolo. Să faci. Bun, și acum vezi unde fă-l în gheață-l. Sau așa. Așa. Ce anume? Aici. Aici poți să miști. Nu, că sunt blocate astea. Pot și până în capăt sunt blocate. Așa. Christos. Oh, Jesus fucking Christ. Bună. Și acum ai ajuns, și acum unde ai ajuns? De unde ai venit, așa? Da, de aici trebuia să merg, așa l-am blocat. Ai luat un nav card de acolo? Da. Ok. Gata, acum e blocat acolo. Bun. Și acolo e power node 2, unde ai fost deja. Bun, gata, rezolvat. Continue, please. Felicitări. Comentarii. Hai nu? Să vedem comentariul lui Cristan despre, ziceam noi că americanii au mult mai puțin prevalent umorul cu polițiști decât îl avem noi cu Garcia și Banco și din astea și identifică corect că au stereotipul polițiști care mănâncă gogoși care, da, e tot de acolo izvorul și cu pigs, pe asta cu pigs e mai mult în cercuri mai anti-polițiști deja. Avem curcanii, la noi curcanii e o chestie care exista în cultura populară sau e o traducere cretină făcută de Irina Nistor la un moment dat? Nu se zică porc, se zice curcan și a rămas în cultura populară. Pentru că n-am auzit pe nimeni in the wild să spună curcan la un polițist. Vreau să cauți repede de tot dacă există turkey pentru polițist în engleză. Că mi se pare că există. Atâta... Da, cred că da. Sau? E posibil să existe turkey pentru polițist. Pentru că au hainele alea, îmbrăcați în negru cu alb, you know, ca și curcanii, cred, dacă ar fi să fie, my guess is. Dacă vrei pot să spun despre stereotipuri de poliției din Turcia, conform Google. Ha. Ah, nu, ai venit. Da, a venit. Na, în fine, nu, e ok. Deci avem stereotipul cu poliții care mâncă goși și există Brooklyn Nine-Nine. Da. De acord. Da, Brooklyn Nine-Nine, un serial care îmi place foarte mult. Mă știu, tu te-ai uitat?
Da, m-am mutat și eu la Brooklyn Nine-Nine. Așa. Ar putea fi orice, în cele mai multe momente, ar putea fi orice fel de office sitcom. Adică se bazează mult mai puțin pe police work. Argumentul, Paul, este că orice serial ce prezintă polițiști într-o lumină bună ajută la ajută în interesele poliției de a-și păstra imaginea curată. Făcuse cineva take-ul ăsta pe Twitter în care Brooklyn Nine-Nine ar trebui în momentul ăsta să-și ia tot cast-ul și să quit the police force? Da. Așa se poate salva. Na, da, mă mâftică că... Yes, be careful, Dr. Kine. Ah, Dr. Kine might be unstable. Da, m-am prins dacă nu-i nimeni normal pe stația asta, e ok. Zic că am și aici un save. Da, era, ai da. Făcut pe lângă el. Nu, aici sus, sunt sus acum. Ah, bine, am ok, progresul. Continuu. Da, aș argumenta că Brooklyn Nine-Nine nu pune într-o lumină bună poliția. Adică... Nu... Când vorbesc despre show-uri care prezintă poliția într-o lumină bună, te refer la astea, CSI-urile, Law and Order, da. Care tot ce face poliția este să apere societatea de da. Psihopați periculoși. No, ok, bun, gata, vreau să văd dacă mai era pe aici ceva. N-aș spune că Hitchcock și Scully da, dar sunt exemplu de... They are sympathetic în sensul ăla, I guess. Cum am zis, nu mi se pare că e atât de legat de police work. Ah, uite, am găsit asta, hai să sparg. This belongs in a museum. Am găsit the marker, am câștigat. Da, există și în state stereotipuri și glumițe cu polițiști. Doar că au o cultură întreagă de cop worship pe care noi nu cred că o avem. E izvorită din support the troops, probabil. Aceeași chestie. Nu știu, man, la câte campanii de propagandă pro-stat au avut SUA în tot războiul rece. N-aș ști unde să încep cu cop worship. S-au defectat rău de tot. Da. Să dai și sell întâi, vezi ce ai în inventar, că da. Ai și un ruby semiconductor, cred. Ce vreau să zic este că SUA e trepanată maxim. Sunt de acord, mă auzi, dar... Te aud foarte încet și departe. Da, iar spre jos, stau spre Paul, mai ridică capul, că o să te asfixiezi. Dacă ridic capul acum, o să mă înlocuiesc de microfon și o să audă foarte mult. Oh, no. Look, Paul, I'm okay with whatever you're into, okay? Reaper Blades. Mie îmi plac Reaper Blades, dar am prea multe. Ai foarte multe. Pune-le în inventar, pune-le în safe. Vezi, întâi du-te la safe și vezi dacă ai ce lua de acolo. Da. Două Reaper, 15 plus încă 7. I'm good with that. Să fim totuși cumpătați. Niște Stasis-uri. Ia câte unul, un Stasis și un Aircan să ai. Medium aircan aș vrea, ok, thank da, you. Da, și aveai unul small pe care l-ai folosit, deci medium îți dă destul. Niște... Câte line racks am eu aici? N-am niciun line rack, oh nu, am o grămadă în inventar în schimb. Yeah, give me that rack, I love racks, Paul. Ha! Chisatul Popescu ar avea o părere despre asta. Poate să mă sugă. Chisatul Rubescu ar avea o părere și despre asta, că dacă te suge, îți dereglează scoarța. Wow, you know, adică... Te obișnuiești cu sex anormal. Scoarța e deja dereglată, CTP, you're good, fam. Băi, am o întrebare, când zice că masturbarea clitoridiană îți dereglează scoarța și te face să nu mai poți să te bucuri de sex normal, ceea ce, apropo, s-au cam dat singur de gol. Băi, da, să zic, asta. Da, să dau... De-aia femeile nu au orgasm niciodată când faci sex cu ele, nu? Am crezut că am zis chestia asta. Da, omul a dat din casă foarte mult. Imagine telling on yourself like that, știi? Și ce să-i fac? Că, nu, care era pentru Stasis? Din inventar direct? Că e din... Nu, Stasis-ul... Stasis e C, dar nu ai Stasis Pack bound pe nicio cheie. Atunci deci, să-l folosești din inventar. O să umplu și mai iau unul. Mai fusese la un dat ceva tot din ăsta, un conservator american, nu mai știu în ce context, zicea că femeile, că sexul nu e o activitate plăcută pentru femei și chestii de genul ăsta și like, oh my god, te dai de gol în halul ăsta. S-a dat de gol maxim. Ah, nu vreau să ies. Deci,
Deci femeile care se masturbează clitoridian pur și simplu nu se mai pot bucura de sex când fac sex cu ele. Și este clar de la ce au făcut în tinerețe. Așa că să oprim orice explorare de genul ăsta ca femeia să nu-și atingă potențialul sexual maxim, ca eu să mă bucur de sexul meu mediocru cu ea. Păi chestia din alea McBeal, știi că eu sunt foarte bun la pat, că am orgasm de fiecare dată. Garam. Mai știu cine zicea, care dintre the low T beta males din serialul ăla zicea asta. Cam unde arătau la fel. Erau creți, început de chelie. I'm willing to be... Nu, șeful era mai cocky. Ăla cred că era. Și nu ăla micu nevrotic. Nu, ăla micu nevrotic era surprising the good, din câte mai ții minte. Da. Salvează aici, da. Și du-te la... Zi-te comentariile alea, că mă tot ține el, Asta am avut. Okay, da, două comentarii, am avut de la Alin și de la Cristian cu Brooklyn Nine-Nine, care a venit acum înainte de registrare. Nice, dar o să mă duc aici, la bench-ul ăsta. Băi, hai să verific dacă în ultimul capitol mai există sau nu Node Locked Doors, sau putem să splurge pe Node. Ia vezi, uite-te repede, oricum am unul, o să folosesc unul, ok? Da, cine ar trebui? Ia vezi, Plasma Cutter? Da, puțin la rig, dar avem nevoie de la două. La rig ne trebuie două pentru Air și trei pentru și HP. Și trei pentru HP, ok? Și puteam la să cumpărăm Plasma? Unul. Puteam să cumpărăm la Plasma unul, Cutter? By the way. Hai vedem. Plasma avem în două niște... Pentru două capacitate și atât. Doar capacitate mai avem. Bun, și atunci hai, alege tu alt armă, vezi dacă putem pune ceva în vreo dintre ele. Line gun-ul, că-ți place ție. Ia să vedem, line gun-ul, că și ăsta are nevoie de niște chestii. Uite, avem damage sau capacity, direct. Damage, că damage nu are foarte mare. Perfect. Așa, și da. lasă un node și în ultima, sigur în ultima misiune putem să facem un upgrade și atunci spargem toți banii pe din asta. Dăm la păcănele, dăm la păcănele. Da. Așa, eu sunt curios care e sugestia lui Cristian Tudor Popescu. Dacă masturbarea clitoridiană îți dereglează scoarța, și unde mai poți... Care e sfatul lui pentru adolescente să se masturbeze vaginal? Nu. De la pubertate? Aia e sugestia lui, ca să poată să se bucure de sex cu el? Adică aia e recompensa lor, că o să poată să aibă orgasm cu Cristian Tudor Popescu la maturitate? Da, dacă se masturbează vaginal, trebuie cu dăla, cu vibrator de la micuț, știi? Nu vreau să mai discut despre ca de să se bucure și el. Minorele cu... El acum vrea ce să... Ce sunt eu, colo? Cristian Tropescu vrea să grumuie tinerile țării ca să pentru potențiale contacte sexuale cu el. Dar pentru ele, se poate bucura ele când o să vină momentul ăla inevitabil, inexorabil un moment. Infidel. A interacțiilor sexuale cu Stan Turbopescu. Nu, deci nici nu vreau să mă gândesc. Și apropo de, bine că ai menționat de colo, muie colo, atât am avut de spus. Da, atât. Bună, n-am... domn doctor. Ameila. De ce nu zice? Se aude ceva? Da. Ah, uite. Asta e Dr. Kine? Da, el e cu his Nazi haircut. Impossible at this point. The shuttle shock point drive is destroyed. No. Don't lose hope. Don't. E singurul care se stresează, man. Eu nu zic nimica. Eu de pat. I lost hope. I tried to scuttle the ship, sabotage the systems. Okay. The church. They think the marker is divine. But they don't know what's happened here, what's been released. Da, men, știu. Look at this. Okay. Look at this shit. Oh, nice. Spoiler. Oh, wow. That is what we found in the core of the planet. Mercer calls it the hive mind. It's the source. Comuniștii? Controlling the necromorphs telepathically. We were so stupid. But in America, Amelia, acum zice Amelia, au zis Amelia de două ori. By returning the marker to the planet, the marker was containing it within the planet. Return the marker and seal the hive mind. Please, I'm sorry, Amelia. I bear much. Îmi place că a durat încă 5 minute ca să-ți spună iară trebuie să duci marker pe planetă. I must take responsibility for ending it. Atone for myself. Don't kill yourself. Mm-hmm. If you repair the shuttle and bring the marker back on board, we can end this forever. No.
Okay. Are you sure you don't want to do more there, mister? Atât, atât. Restul-i treaba ta. Are you sure you don't want to T-pose, though? Na, hai să zic acum care este faza cu... Oh, nu, sunt ilegal! Non-stop. Na, eu nu înțeleg, dar poate să fie mai clar în următoarele jocuri, de ce markerul e ceva produs de inteligența rudimentară a necromorfilor. Dacă ar fi o secreție, doar o secreție, atâta, și are formă mișto. Markerul... Bună ziua. Infectează bună ziua. Oamenii bună ziua. Ca ei să fie mai predispuși la să... Mamă, câte diversitate forțată. Bună ziua. Să fie mai predispuși... Bună ziua. Stalin. Gata. Să fie mai predispuși la se infecta cu necromorfoză. I'm doing a doom thing. COVID-19. Markerul este Bill Gates băgându-ți microchip coronavirus 5G. Da. Și nu înțeleg de ce atunci tot markerul are efectul de a stopa și de a ține adormită chestia aia pe planetă, sau când iei markerul de pe planetă, atunci se trezește inteligența ca să controleze necromorfii pe care ți-i bagă în creier aia. E trigger, man. Nu mă pricep. E trigger. Poate trebuie să citim cărțile ca să înțelegem. Ah, nu! Nu! Cum era adesea la jocurile EA din perioada asta. Apropo, au apărut iar jocurile EA pe... Am văzut. Au băgat EA Access pe Steam, nu mă interesează, dar au reapărut anumite titluri, cum ar fi Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, este pentru prima oară pe Steam. Vreau doar să știu dacă EA mi le dă în library-ul de Steam, pentru că le-am pe Origin. Fii serios. Mă îndoiesc. Mui atunci. Le-am pe Origin. Da. Foarte curios că Mass Effect Andromeda nu este pe Steam. Păi pentru că... Le e un pic rușinică. Nu e de rușine. Top. Cred că încă mai au... Nu, ieși afară. Dacă e un lucru la care spun să ieși afară. La aia. Cred că încă au serverele online la Andromeda și vor să le țină la ei. Posibil, da. Dar și Dragon Age Inquisition are componente online. Nu cred că mai. Are un mod multiplayer. Bine, să sutăm. By now it's probably no secret that we shouldn't be in this star system. Oh, no shit. Just another illegal mining job for the company. That is until the colony found this is my bar. Comfort chair. My comfy chair. Okay. Cristian Tudor Pornescu. Da. Repede, Reality Kings, Brazzers, get on it. This is not a Cristian Tudor Popescu porn parody, please. Ship looks like a gun. Dun-dun-dun-dun-dun. Ship looks like a gun. That was Aerosmith. Te cred. Text log, put on your voice. Ia să vedem. God damn unis are ruining the ship. Studenți universitari liberali? Unknown so far. Unknown so far. Uite, Americii. E one angry cultist aici. Lista, doamne, cu one angry gamer. Pentru cine nu știe, există un anumit citez, quote-unquote gamer, un reviewer. Are site, man, are site mare de știri din gaming. E din categoria aia de gamer supărați perpetu pe orice femeie sau persoană de culoare din jocuri. Și... Acum a început să facă o listă cu Traitors of America. Da. Pentru, și unde băga pe toate persoanele din game industry sau adiacenți game industry care au arătat orice fel de susținere față de protestele împotriva poliției, împotriva brutalității poliției din state. Și cea mai amuzantă parte a fost când Eric de la Internet Comment Etiquette, care n-are o treabă cu industria gamingului explicit, i-a postat... noua lui strategie de a răspunde cretinilor pe net este să posteze poze cu stock photos cu moși la bustul gol. Shirtless white dudes, da. Da, și i-a pus un screenshot cu un moș la bustul gol în comentarii și a zis you just made the list și l-a pus și pe el pe listă. Nu, ăla a fost apogeu, îmi pare rău, Paul. Ăla a fost o parte foarte haioasă, într-o serie de multe părți foarte haioase, în care omul ăsta, One Angry Gamer, a avut un meltdown live pe Twitter, în care... Ca mulți alții. La un moment dat spunea ceva de genul ăsta, oh my god, we have nothing left, în care avea deja lista cu 300 de firme și 200 de oameni, deja împărțit-o în firme și personalități online și...
este incredibil de mare și la un moment dat cineva îi spune: wow, thanks for compiling a list of people who deserve my respect. Și după aia, no! Pe care să știm să îi susținem. Da. No, that's not what you're supposed to do. Imaginează-ți cum e să-ți dai seama că absolut toată lumea din industria din care vrei să faci parte, industria gamingului sau game developmentului sau așa, da. Și imaginează-ți să iei pe toți, să-i pui pe o listă. Da. Și să zicem că e toată lumea acolo și să crezi în continuare că problema este la ei, nu la tine. A take so shitty, not even capitalism will touch it. Da, da. Incredibil. Imediat mă duc acolo, am văzut aici. Și Rami Ismail, a făcut la un moment dat, a făcut One Petulant Gamer, în principiu aceiași oameni. Adică a luat cine susține protestele și i-a pus pe o listă. A făcut și el o listă. Nice. Acolo probabil că nu e nicio firmă mare, nu? Nu, sunt tot. Ba da, sunt tot. Toată lumea care au postat orice fel de mesaj de susținere, nu, da, și inclusiv... Nu, susține pentru proteste. E vreo firmă mare acolo pe lista aia a lui Rami Ismail? Da, dacă vrei ne uităm acum. Ia zi-mi și mie, ce filme sunt acolo? Sunt curios să văd care sunt the shitty companies. Măi, cred că ai fi foarte surprins să afli că sunt multe firme care, chiar dacă performativ, așa pentru, da, pentru PR și din astea, au donat inclusiv bani. Știu, am văzut. Lego, vai doamne ce a făcut Lego. Lego a dat un ordin la magazinele locale, pe spun că doar din SUA, să scoată toate seturile cu poliție de pe rafturi, le vând, dar nu mai sunt pe rafturi. Walmart, în momentul în care lumea a început să facă looting, a zis că am... Ok, come on. Oh, nu. A zis că scot de pe rafturi toate armele de foc, ca să nu fie la dispoziția protestatorilor. Deci, faptul că poți cumpăra arme de la Walmart, că există arme în Walmart, era ok până în momentul în care oamenii de culoare ar putea să le folosească ca să se înarmeze. Păi s-a mai întâmplat asta cu Black Panther. Istoric, SUA face gun control și legi de gun control doar când începe populația de culoare să se înarmeze. Da. Prin anii 60, 70, 80, nu mai știu exact când Black Panthers au început să facă patrule înarmate, care patrulau pe stradă ca să-și apere comunitățile, pentru că poliția nu o făcea, au început să bage legi de gun control și au interzis open carry în California și chestii de genul ăsta. Da. Da, vrei să zic ce trebuie să faci aici, Edgar? Nu. Te-ai prins, ce trebuie să faci? Am prins, gata. Trebuie să-l bag în foc. Yep. Ok, hai să căutăm ce zicem în Petulant Gamer ăsta. Spune-mi că nu mai vin și altele, nu? Cred că nu mai... Ba, să ăștia, să-i omori pe ăștia, dar mai el e ăla mare, care nu poate fi omorât prin mijloace convenționale. Come on, baby, light my fire. Vino încoa. Așa, vino. More like, come on, baby, light my fryer. No, my fryer, tuck. Mai în față puțin. Nici nu te bag în seamă, man. You're not worth my attention. Come on, come on, come on, come on. Nu uite măcar, de la să te uiți la cum moare ăla. Nu. Și ne simțiți. Nice. Yay! Is that another one? Nu, ăla e un speedy. Ăla e din ăla, da. Militar. De ce militarizat de rapid? Is this propaganda? Da, sunt mai buni decât restul lumii. OnePetulantGamer.net. Așa, l-am găsit. Nice. 20th Century Studios. Și cu link-uri la tweet-uri când la ce au postat și așa. 2K Games, 343 Industries, ABC Network, Ableton, Academy Awards. Zim ce vrei să caut, că e în în fucking ordine alfabetică și sute. Să-mi zici din filme, nu la așa. Ce se pare ție mai interesant și mai hai să căutăm Activision. Worth supporter. E Activision support. Yeah. Da. Today and always we support all those who stand against racism and inequality. There is no place in it for our Black Lives Matter. Luare de poziție. Da. Sunt unii care au și și-au pus și banii unde le este gura. Da, cum ar fi Lego și Disney, se pare.
Hai să căutăm prin frații noștri Bethesda. Da. I want to... Today we stand united with black communities to listen and speak up against the inequity, oppression and racism. Not just now, but always Black Lives Matter. Și și-au pus poza de profil neagră. Ok, whatever. Cu logo-ul de Pride, cu tot. Fac toate, toate pozițiile corecte le au zilele astea. Ei. De ce pleacă el? Păi s-a băgat în bărcuță, nu știu. Doar el? Tu nu mergi cu el? Nu. Aparent. M-a închis, mi-a închis. Mi-e cuvina. Ok. Yes, Amelia. Soon we'll take it home. Oh no. I don't know if Kind is crazy or not, but we need that shuttle. Of course. Let's keep him on our side. For now. Că e util. Da. EA a contribuit $1,000,000 către NAACP Legal Defense Educational Fund, Equal Justice Initiative. Ok. Oh, Power Node, nice. Ce mai căutăm? Hai să vedem. EA am căutat, Activision Blizzard am căutat. Hai să vedem 2K Games ce anume au făcut. O să caut Gearbox imediat. Of course. Nu, nu, Gearbox e good boy. Randy, Randy o să caut. Randy e good boy, se pare, I guess. In this... 2K Games au au mărit finanțarea pentru un program pe care l-aveau ei. Ah. O chestie in-house de see, man. 2K Foundations. Ok, whatever. Da, ok, na. Eu sunt un pic sceptic și da, reticent cu chestiile astea de... Pe aici. Avem our own charity și donăm către ea și tax exemptions și bla bla. Yep, da, na, yep. Ok. Nu este nimic. Oh, nu. No need to be frightened. No reason to fight. Many have gone before us. And now it's time for us to take the voyage together. Transcend death. Future take its course. No. Join me. No. As I gaze upon the face of God. No. Ah, ok, cool. Super. Este Randy pe listă cu tweet-ul ăla lui. Nice. Deși nu este CV11? CV11 la Good Boys, da. Da, pentru da, că CV11 e pe lista, pe shitlist-ul lui One Angry Gamer. Comment, etichet. Păi, în principiu e aceeași sursă pentru un tweet. Cred că e aceeași listă, sincer să fiu. E posibil să fie aceeași listă, da. Ceea ce mi se pare amuzant, că pur și simplu am luat lista de trădători și o pus pe lista da, de susținători. Dave Bautista, Page, Cory Barlog, Eminem... Ed Boon, Dr. Disrespect. Mă mie, doctor, e un... Nu mă așteptam, dar da. Faza e că Eminem ar fi cool, mă, omul a crescut în Detroit, da. He knows racial violence, așa că... mai merge da, să fac un power noise, stai puțin. Dr. Disrespect mă surprinde pentru că aveam impresia despre el că e genul care nu ar vrea să-și supere publicul și nu are neapărat un public care nu este reacționar. Dr. Disrespect este... mostly shit, dar apreciez, na, nu pot să comentez, dar da, ti took a stance, good. Poți să bagi în reload aici? Aici o să fac, gata. Ok. Că e chestia asta, că we don't hate just for the sake of it, dacă omul face o acțiune bună, utilitarian vorbind, e o acțiune bună, no matter what. Chiar dacă o face the shittiest person in the world. Evident, sunt unii care nu se pot călca pe mândrie, cum e One Angry Gamer, în care trebuie să double down on shit. Și acei oameni sunt cu adevărat de gândește căcat. Gândește cum e să fii implicat în game industry. Să vezi pe toată lumea din game industry. Tu îți faci banii din reporting și whatever, făcând videouri despre industria gamingului. Să vezi că toată industria gamingului se duce într-o direcție, să te duci anti. Să nu te gândești măcar dintr-un insid ăsta de autoconservare, deci, să nu fiare, stai în ultimul capitol. Am o alegorie perfectă. Fii Ionuț. Ionuț este clasa 4. Ionuț, da. Ionuț e clasa 4. Save my progress, yes sir. Da? Ionuț e clasa 4. Ionuț are ziua de naștere sâmbătă. Este vineri. E ultima zi de școală pe săptămâna asta și șansa lui să-și cheme invitații, da? Ionuț se duce în fața clasei și spune... ziua mea împlinesc imediat, nu știu câți ani, dar clasa 4, I guess 10 ani.
11 pe acolo, 11, da. Așa, și cine crede că Iulia este o proastă penală să vină la ziua mea mâine și nu vine nimeni. Ha. Ăsta e One Angry Gamer. Yep. And I love it. Mr. Clark, I'm approaching the shuttle hangar. You must find your way to the cargo bay. The Mercury, it's being stored in there. There's a cargo loading lift there you can use to deliver the marker up to the hangar. Please, you must help me with this. It's the only way. It's the only way. Tipa este pe lista asta. We've got to go back. În ce lume trăim în care un YouTube gamer reacționar îl condamnă ca trădător pe pe alt YouTuber cunoscut pentru chestii din astea? Cine e pe listă? PewDiePie. Ah, PewDiePie. Da, PewDiePie took a stance. PewDiePie s-a dat de partea. Da. Adică anti abuzurile poliției. Încă o dată, e a take so shitty nobody would take. Extraordinar. A avut un stream care e members only, deci nu pot să-l văd, dar toate donațiile s-au dus către, băi, caritate. Uite, poți să acuzi pe PewDiePie de chestia asta, l-a pus foarte privat, nu poate fi accesat de publicul în general, nu poate fi accesat after the fact, ceea ce ar putea spune că s-a și ferit în același timp, dar again, he did donate. Are doar 4.000 de dislike-uri din, și 217.000 take so de shitty. Like-uri. A take so... Îți dai seama că da. Okay. Cred că a supărat câțiva dintre oamenii care au... Oameni, eu credeam că ești nazist, pui mei, m-am și supărat, plec de aici. Oh. toți white nationalists care credeau că Filipa e ideal lor. Popa pula, eu plec de aici. Vreau să cumpăr un power node. Are you gonna stand that? Un power node. Okay. Da, cumpără, nu cred că mai avem ce să face cu banii. Păi asta zic. Cât 27.000 de credits, emo avem, e ok. Sunt destule. Poți să cumpăr două? Ia, cumpăr două. Cumpăr două. Hai să văd dacă sunt node locked doors în capitolul ăsta, care este ultimul. Una care conține The God Armor, haide. Dar mergi tare, da? Merg tare, numai, gata. Merg tare, asta. Fac din niște upgrade acum la Line Gun, că la plasma cadă cred că am tot. Da, să fac, iau la Line Gun. Deci am 3 node-uri de... Pot să iau damage la două, o să fac asta acum, pentru că musai. Și mai am unul. Și orice aș face, nu-l bag în nimic, așa că nu contează. Du-te la... Poți să bagi în capacity. Da, așa. Și gata. Perfect. Bun. Și dacă mai găsim ceva, atunci putem să băgăm și în pulse rifle. Da. Bun. No schematics. Este un power node lock, dar sunt 4 power nodes în capitolul ăsta. Ah, iauzi, deci o să avem... Bun. Ok. Hai. Și stai, at the shuttle pad, take the free power. Ai luat? Era aici unul? Undeva într-un colț? E posibil, da. Ca aia, de-aia m-am dus să upgradez după aia. Ok, bun. Așa, și stai să văd dacă mai este. Uite, lumină volumetrică. Is this RTX? Da, este. Da, știam. Bun, o să găsim la un moment dat. E ok. Power node. No god, no fear, no god, no. Ok, cool. Nice meme. Bun. Așa. Hai să revenim înapoi. A thing. Ok, good. That's good. Jucăm tare. We're gonna fight god, Paul. Perfect. Vai, ai văzut chestia de pe Fox News. Care? Nu. Stai. Mai trebuie să găsesc. Oh my god, apropo de Fighting God. Era, știi cum tot timpul Fox News zice, uite ce vor oamenii de stânga și tot timpul vor egalitate mai mare de venituri și le prezintă ca pe ceva rău. Da, da. Vor free healthcare for everyone și ți le prezintă ca să te sperie cu o listă de chestii bune. Nu știu, tâmpene. Stai să văd. Sigur, am văzut screenshot-ul ăla pe Twitter de 5 ore azi. Am râs în ultimul hal. Te rog. Îl caut până te bați tu cu the Prager boys. Prager you? Prager's you, da. Așa. The weather underground. Ceea ce, despre ce vorbeai, deci este the weather underground. Oh, nu, ăsta a dat naștere la Bebe. Da? Ce chestie, nu știam. How is baby formed? How is baby formed? Da. Uite, educație sexuală. Da. Yahoo Answers, how is baby formed? How does girl get pregnant?
ia ce avem aici. Activate, cred că trebuie, nu? Adică this is what I have to do. Yup, this is what I have to do. Let the shit show begin. Asta e nava, nu? Deci, The Weather Underground este o organizație care a fost fondată în 1969, nice. Ah. Până în 1977, deci aparent nu mai există. Uite markerul, e un pic mai mărișor. I'm a screen cap this. Extremă stânga și a fost finanțată din mișcările revoluționare. Hai să vedem ideologie. Se identifică ca fiind marxist-leniniști, susțin mișcări revoluționare. Ok, basically e o grupare de stânga, anti-imperialism, anti-rasism, anti-white privilege, nimic ieșit din comun. Basically Black Panthers. Da, cam mai aș zice dacă caut cu Black Panthers de tipul ăsta. Păi și Black Panther, mi se pare că erau marxist-leniniști. Da, sunt aliați cu The Black Liberation Army și The Black Panther Army. Sunt grup militant oricum. Ce chestie, stânga extremă apără minoritățile. Stai un pic, nu te bucura că acum caut să văd ce au făcut exact. Așa că vor să vă moare pe Dumnezeu. Haymarket Police Memorial Bombing. Adesea. That is associated. Oh, Jesus da. Christ. Da, deci este o... Au avut un... Deci sunt în principiu... Genul ăla de grupare militantă care face și acțiuni din astea. Nu s-o comentez asupra acestui... Am păreri împărțite. Da. Înțeleg de ce câteodată poate să pară a fi unica, mai ales în anii 60-70 în da, SUA. Da. Deci ar părea că e unica soluție. Dar... Mamă, cum ai stat să sară pe tine? N-am vrut. Deci da. Nu era neapărat cea mai pașnică grupare, am înțeles. Mai când ai te lupți cu o entitate hegemonică precum guvernul SUA în anii 60... Sau chestia aia care te-a atacat, da? Ia, uite, au avut o declarație formală de război împotriva Statelor Unite ale Americii după ce au fost asasinați niște membri Black Panthers într-o razie a poliției păi, în 1970. Păi, asasinare! Da. Man, dă-i și tu cu... Ăsta merge prea încet și ăsta tot face... Așa, așa. Na, dar... Nu știu dacă... Caut 2020 în articolul ăsta. Nu apare în 2020 nimic despre ei, despre The Weather Underground. Dar eu cred că ce au făcut ăștia de la Fox News au zis s-a întors The Weather Underground. Ah, nice! S-a întors The Weather Underground, sunt înapoi printre noi, Antifa, super soldați și așa mai departe. Și este o chestie mare pe ecran la ei cu The Weather Underground Strategy. Pasul întâi, destroy capitalism. Ok, good. Phase 1, collect underpants. Pasul 2, the weapon of choice, nu, parte din strategie. The weapon of choice, systemic racism and police racism. Ce? Nu se pupă cu ce știu eu despre stânga. Stai, nu, the weapon of choice, systemic racism and police racism. Deci vor să fie rasiști împotriva poliției, cred. Acea rasă, da. Oamenii se nasc polițiști și sunt discriminați toată viața din cauza asta. Good. Altă parte din strategia asta lor, teroristă, identify the victim classes. Ok. Sună oribil. Organize the victim classes. Sună bine. Engage in international solidarity with the global movement. Sună... Oare cunoaște limite? cunoaște limite această... Nu știu... Această mișcare de fără Dumnezeu. Nu, apropo de Dumnezeu, adică pentru că ultimul pas pe lista cu strategia lor este attack and dethrone God. Nice! I stand, gata. Attack and dethrone God. I stand so hard. Cum mă înscriu în Weather Underground?
această organizație care nu mai este activă din anii 70. Ah, nu, încă un Illuminati. They're making up another organization. Da, da. Oh, nu. Ah, uite un nou, dar am găsit unul din cele patru. Sau al doilea din cele patru. Ah, bună, tentacul. You're not cool at all. Bun. I'll get back to you. Hold on. Ok, hai. Ok, let's tango. Am jucat Half-Life, I know how to deal with you fuckers. Joc tare, I'm ok. Joci destul de tare. Hai că cred că chiar o să ne încadrăm și în timp cu... Oh, nu. Dacă reușim să mutăm markerul ăsta. Păi da, mutat deja. Trebuie să sus? Da. Da, dar după aceea trebuie să deschizi uși, trebuie să tot mergi cu el prin niște mine, tuneluri, chestii. Da, e ok, ok, hai că mai am aici un bench. Nu folosi, te rog, Power Notes, că este o ușă undeva. Ah, ok, ok, good. Dar aveam undeva două. Undeva nivelul ăsta este ușă. Sau nu? Ai unul, unul avem. Ok, good. În spatele tău este niște plasma energy, cred. Da, ia uite-o, așa. Mm-hmm. Reload Bun. The gun, put some life into me, așa, hai să vedem. Groovy. Bună. Aceste zgomote nu-mi plac. Salvează, e un safe station. Așa, aici. I'm excited. Adrenalina îmi pompează. În scoarță. I restored power to the elevator. Take it up to the hangar bay and get the marker on the shuttle. I'm heading up to the flight deck now. Oh god. I'm just gonna run for it. Not that cool, okay, cool. Wish me luck. Good luck. Okay, let's do this. It's gonna be bad. Nu știu dacă... Cred că mai, din câte ții mi trebuie să mergi și printr-un tunel destul de lung, să duci markerul înapoi în niște mine. Ok. Nu cred că ieși la față și după aia când te întorci, se întâmplă lucrurile. Și mă bag cu Hive Mind-ul? Yes. Scuze, cu marxiștii. Attack and dethrone God. Yeah. Haide. Oh da. Am fost pe aici, bun. Oare n-am fost pe aici? Nu. Ia aici trebuie să mergi, ok. Ia să vedem. Băiță. O băiță, uite cu chestii bune în ea. De-aia merg băieții la fete. Nu, era la băieți. Ia. A, nu nimic aici, mă descurajez de jocul să merg la fete. I get it, ok, cool. Păi nu, că aici se masturbează și își dereglează scoarța. Da, e zona de dezaliniere a scoarței pentru fete. The fuck. A, încă un save, nice, ok. Asta nu-i camera... This is where I came from. Ba da, e începutul. Asta e... A, s-ar putea... Da, nu, că nu era un save point. Arată ca început. Ba da, era save point-ul. Da? Da! Perfect, suntem înapoi. Wow! Oare, băi, de ce nu face mai multă lume chestia asta? De ce nu... Mi se pare că e un device narrativ foarte bun să închei acolo unde a început o poveste. Uite, ar putea să spună ceva de genul structură circulară. De ce nu folosește mai multă lume chestia asta? Nu știu, că rimează prea mult și știm că nu e bine să rimeze. Da. Dacă e ceva ce ne-a învățat George Lucas. Da, uite, e exact începutul. Când da, aici... ai dreptate, da. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă pe afară atunci. A, bună, am venit să repar nava. Poate te așteaptă naveta, Dr. Kine cu naveta. E posibil. În landing bay. E posibil. Aceasta e o mină, man. Nu e un saw, ok, cool. Cred că e o mină. Edgar, hai să termină în jocul. De ce stai și te uiți la camera de la începutul jocului? Că e un moment monumental în care... A, uite, atât de la început încât vin ratați din ăștia. Care acum vrea să arate how far you've come. Ah, I like that. Știi, uite ce repede eu mori. Uite cât de bine ai învățat să te uiți și în dreapta și în stânga. Oh, da. V-au dat să aduc chestii de pe... Oh, wow! Așa, bun.
Nu, doar să iau super. Niște bună ziua, bună ziua, am venit să iau ăstea și cu ăstea și cu ăstea. A venit cu... domnul Iohannis și a zis quarantine lifted. Gata, bun, trebuie să-mi iau, mă refac viața, încă o dată, I need to have it full aproape, pe cât se poate. Unlock, open și ia uite, iată, este zona... How far we've come de la Ishikak pe mine la Ishi, hai că nu e așa de român. Uite. Wow, asta e ciocnești acolo, buddy. Da, nu cred că prea știe să conducă. Uite, parcă-i huidu. Nu! N-am vrut. You'll have to shut down gravity in the hangar bay and then manually bring the marker directly beneath the shuttle. Probabil că pe aici. Da. Just checking. Stai menut, stai că acum închidem gravitația și creștem gravitatea. Ah! Ho-ho! Wow. Bagă. Îmi place environmentul ăsta, foarte multe fiare, vreau să zic. Foarte mulți fieri, gai fieri. Oh, nu. Yeah, checking here. Who knows? Maybe. There's like mega goodies. Nu chiar mega, dar e goodies sunt. Yeah, ok. Power nodes vin numai în cutiuțele alea speciale. Da, numai cutiuțele alea, exact. Okay. Sau mai pică din când în când de pe inamici, da, high value, da, de exemplu, da. De pe brutes. Ok, gravity is done for. Și acum ce? Și acum cred că o să te bați cu niște bebeluși și niște leapers, dacă... Cu E? Cu control? Control, așa. Control. Încă trebuie să mergă... Să folosești și maiz din aia care explodează. O să încerc. Dacă pot, dacă nu. Uite acolo, trebuie să apeși pe buton. Align, buton. Ah, ok. Ah, stai. Ai schimbat macazul. Stai puțin. Dacă cineva te-a tăiat iarăși gazul. Mai trebuie să fac ceva la macazul ăla sau ai just fixed it? Nu, trebuie doar să le activez, da. Uite, nu să, nu-i puzzle din câte văd. Activate, da, sweet. Bun. Și acum trebuie să vină, nu? Ah, uite așa. Uite. Oh, wow! Îmi place că folosești line gun-ul când nu trebuie. Și când e oportun să-l folosești, ai cu plasmacatorul. Ca muniție pentru el, da, aia. Ah, ok. Ha! Știu, zboară. Yes! Yes! Hai, make my day. Hai, Bobby, make my day. Ok, gata. How is Bobby formed? Well, how is Bobby? How is Bobby deformed? Aha, fucking took my line. Îmi pare rău. Yeah, ce avem pe aici repede. That was a thing. Ok, lots of credits. Poate mai cumpăr un dolar dacă mai îmi dă șansa jocul. Who knows? Hai să te ducem. Vino încoa. Hai. Cum apar alții, așa-i? Normal, că-i trigger. E la trigger. Trage. Da, trage cât poți. Ba nu, doar așa se aude de la șinele astea. If player pushes card over line, activate spawn. Hai, tâncă. Man, le știu trucurile că I've done so myself in the past. I was also a dick in games. Yeah. Da, măcar nu a instigat la violență împotriva femeilor pe canalul tău de YouTube. Da. Și ăsta e oricând un câștig. Cu care pot să mă mândresc. Da. Pot să pun aici asta sau trebuie să nu neapărat? Știu, încearcă. Nu, la shuttle, da. La shuttle trebuie să duci. Ok, atunci, hai. Asta e pentru alt shuttle. Come on. Move, bitch! Get out the way! Get in the way, de fapt. Trebuie să schimb ăsta. Nu spune că trebuie să-l schimb. Ah, da, cred că trebuie să schimbi. Trage-l mai... Nu. A, trebuie să pun acolo acum, ok. A, da, ok, am înțeles. A, uite, săgeata aia îți arată în ce direcție merge, ok. Păi mă gândeam dacă e ceva de genul ăsta. Da, ok, are ok. Are you still... Da. Oh, tracks are currently offline? Ia, mai mută-l un pic. Stai-ți. Mai mută-l, mai în spate. Asta vreau să fac. Așa, și acum ar trebui să meargă. Da. Păi și care e săgeata, man? Asta trebuie să fie, încearcă. A, că vine așa, am înțeles, e colț. Da. Hai. Hai să mergem. Hai cu mine. Hai acasă. Hai cu mine.
West Virginia. Hai să ducem. Am avut un șoc când mi-am dat seama că hai acasă cu mine e cover la Take Me Home Country Roads. Ce era copyright-ul? Ceea ce într-un fel e lăudabil. Bine, e cover, că... e cover, nu-i... Da, na. I guess. Toate care era voltaj sunt cover-uri, nu? Cred? Sau ăia, bere gratis? Nu știu, ce trupă distrusă a făcut melodia Albinuța? Voltaj era Albinuța. Da, de e cover și ăla? Da, aia nu știu, dar bere gratis era și... Când rock, da, când rock, da. Bun! Ce degeaba industria muzicală românească, de ce? Pentru că e degeaba. Gata. A început Windows-ul, e bine. Articolul ăla cu de ce nu mai are succes rock românesc, dar de ce nu a avut niciodată. Nu e de ce nu are succes, e în mod special de ce nu e politic foarte mult. Pula mea știe, nu avem tradiție în așa ceva. Păi n-avem, pentru că mișcarea noastră antisistem a fost orchestrată de Păunescu, care cu toții știm că era un om plătit de partid. Cea mai politică chestie pe care a făcut-o rock românesc vreodată a fost când Phoenix a fugit din țară. A fugit Covaci în boxe. Vai, aia e cel mai politic. Cum poți să-l bagi pe Covaci în boxe? Covaci nu e ăla care a rămas, singurul care a rămas. A plecat în Spania, man. Da? Și el? Na, în fine. Deci aia a fost cea mai politică chestie pe care a făcut-o rock românesc înainte de 89. Da, acolo, trebuie să mergi să te urci în navetă. Da, da, da. Navetuță. Fac naveta. Ha! Vreau doar laveta. Să sparg asta, care are muniție pentru arma mea preferată din toată lumea asta și mă duc acolo. Up! A, da, pot să faci asta, nu trebuie să mergi cu liftul, da, ca ultimul distrus. Am uitat, nu, că nu aveam lift, de-aia mă... Da. Wow, a bit confused. Which way is down? Acolo the enemy's gate is down, Edgar. Da. Da, acolo. Ok. Sare acolo unde vezi și mergi mai departe, tot așa din aproape. Ok, și aici îmi zice că trebuie să mă duc. Uite, vezi? Acolo. Ok, este ora la care îmi intră soarele pe geam. O să mă ridic un pic de la birou să închid dubloanele. I will be right back. Tu găsești unde trebuie să mergi. Da. Am găsit unde, dar nu pot să mă orientez că sunt prost. Can I just go there, man? Thank you, man. Eu acum mă voi orienta și cu succes și I can turn on the gravity, right? Gata, nu mai e. Toată cărnița aia a căzut. Tom-todo. Please come and join me. Together we can stop this hive mind. We can end this nightmare at last. Sunt super super convins că se va încheia cu succes și cu bine acest plan al domnului Cain. Da, și eu. Neironic. Hai să vedem. Mai am hai, pe aici un de upgradat, nu? Ok, hai. Haide domnul Cain. Am avut capul jos. Uite. Ah, nu, oh, nu, cine aia? That was a gun, who did that? Mă așteptam la necromorph, nu la trădători. Trădători. Nu, e ieșit din piept un din ăla sau ce se întâmplă? No, ah, uite. Amelia, a zis de Amelia, Einhardt. Chiar ai jump on it? Nu, că nu mai ai zero gravity. Nu! S-a furat markerul. E tot ce aveam pe lumea asta. Ia era, așa-i? Sorry, Isaac. I yep. Shouldn't let him go through with it. Fuck. I suppose I should thank you for finding the marker. We even managed without help from the USM Valor. Thank you for helping me find him, by the way. Teatră de toară. My department's been looking for this place for a long time. See, what Kain didn't know was, it was the government's mess to begin with. This whole planet is one big experiment. Sună joc politic. This divine relic. Made by man. They reverse engineered it a couple of hundred years ago with a real marker. A true alien artifact recovered on Earth. They dug it up, studied it, and they made it their own. Then they brought it to Aegis 7 and activated it. And you've seen the result. The stuff of nightmares.
They sealed the system, and no one would have been the wiser. But then the CEC blunders in and starts tearing the planet apart. The experiment was still alive. Kine was right about the hive mind. The marker would contain it, but that doesn't matter now, does it? I have the marker, and this entire system can go to hell. For what it's worth, you did a great job, Isaac. No! See you around. Some of them. I was a walking tool. Isaac, Nicole, I need you to help me. Help us. Now. I'm in the flight control room. Please, Isaac, hurry. Please. Ah, și nu este ultimul capitol, mai este încă unul, dar e ok. I love you too. Controlul, nu? Aha. Ce vreau să zic este că vreau să zic că de ce trebuia femeia să fie trădătoarea, dar după aia mă gândeam ce putea să facă negru să fie trădătorul. There we go. Adică ai un cast divers de personaje, unul dintre să fie trădătorul. Yep. It's a clench 69, as they say, call it in the biz. Așa se numește. Da. Okay. O să ne lungim un pic, Edgar. Nu știu, cum zici tu, dacă vrei să cut it here și faci suntem tu ultima... Suntem undeva la o oră jumate, dar mai avem un singur capitol. Your call, sincer, mi-e indiferent. Nu știu că putem să terminăm ultimul capitol. Să nu fie prea mare, Da, hai să încheiem când, da. Când vezi, când încheiem capitolul, încheiem și la chapter save. Da. Ok. Oh, ai murit. Oh, so sad. Am rămas și fără discutat ce mai zic cretini reacționari pe net. Da, da, a fost un episod. This was content. Yay! Content Tudor Popescu, mulțumim! Isaac? Is that really you? Is that really you, though? Este Nicole. Vezi că e un power node. Lasă-o pe Nicole și vezi power node-ul. I'm so sorry. I'm so sorry for what I did. Bună, Nicole. I never wanted to hurt you. Ești bună, Nicole. You need to get it back now, Isaac. Paul. You can pilot the shuttle remotely. Sunt Cristian Tudor Popescu, Edgar. Wow. Oh, no. Oh, fucking hell. Gata, avem. Make us whole. Nicole? Nu-mi dau seama dacă tu existi make aici. Make us whole again. Make us whole, Edgar. I will make you whole. Stai. Ah, uite, un standby, ok. Stai, că întâi... Vezi că se întâmplă niște chestii pe ecrane. Da, da, da. Uite. Emergency shuttle recall. Nicole, cu cine ești tu, de fapt? Ah, stai că ai dat emergency shuttle recall, ce faci? O aduce înapoi pe that colega? Would be nice, that would be nice. Bă, că ai și tu spinare de viață. Are you playable? Și, da, și ăla, da, pentru multiplayer. Și ăla, Dr. What's His Face avea, nu Kain, celălalt. Aha. Bună. Acest ecran... Asta nu încalcă GDPR-ul. Ce anume? Sunt toată lumea cât HP ai tot timpul. Ia de iară. Activate shuttle controls. Ah, eu trebuie să dau. Nice. Da. Scuze. Cred că se întâmplă tot automat. Ce are ecranul ăsta, Nicole? Îl vezi aici? Isaac, what the hell are you doing? Mm-hmm. Muie. You're making a big mistake. Muie. This is not over. Oh, sunt doctor, sunt Ozymandias. I can monitor the world. Oh. Pod away, crew shuttle USG-09. Repeat. Shuttle has ejected escape pod. Nicole. It doesn't matter. She can't escape her fate. None of us can. Okay. Nu știam că I fell in love with a religious zealot. Here comes. Yo. We'll reprogram the shuttle so we can fly down to the colony. We're so close, Isaac. You're close to what? Now go, get on the shuttle. I'll meet you there. Hey Nicole, poți să dai drumul la asta, though? I really mă lași să salvez. I really need this, it's, you know. Ah, uite, a venit naveta. Got them. Da, au plecat cu escape pod-ul, pe planetă și tocmai tu o să mergi cu navetuța. Pe planetă? Să faci navetuța pe planetuță. Vreau aia, Nicole. Lasă-mă să salvez. Mă enervează momentul ăsta în gaming, care te lasă să stai, nu, să tehnic, te plimbi ca bou. Trebuie doar să te uiți aici și să observi. Păi da, știu, dar fă-mi cutscene dacă vrei. Bine, jocul ăsta nu are cutscene. Gata. Nu, că mie jocul îmi place. Jocul ăsta a auzit că Half-Life a fost succes neavând cutscene-uri, dar Half-Life știa să le facă cum trebuie. Îmi plac momentele astea în care poți să te plimbi în cutscene, dar cam pierzi chestii. Să ratezi chestii vitale. Da. Cred că trebuie să merg în shuttle și după aia e chapter save, nu? Da, ar trebui să fie chapter save, da. Bun, hai. Să dăm, să
predau ștafeta lui Paul să joace el tare pe planetuță, să dea cu pușcuța. Iar ajung eu la boss fight. Iar ajung, dar am făcut și eu boss fight, ok. Dar nu, boss fight-ul final al playthrough-urilor, că și la Mass Effect și și la... să-ți fac, așa vrea Dumnezeu. Dark Souls. Chiar voiam. Credeam că mai avem un singur capitol, nu două. Și ai zis, ha-ha-ha, terminăm astăzi Dead Space-ul. Da, uite că mai e încă unul. Și eu mă miram, că știam că sunt 12, nu știu ce... Bună! Nu! Ah, ok, that was another thing. Glitchy. That's in my favor, though, nu mă plâng. Da. Bank error in your favor, collect $200. Da, you know what? Nu e. Ok, that was a thing that happened, wow. Termina, așa. Mă, potolește-te, mă, nu mai face urât. Nu cred că mai ai loc în inventar dintre ele. Dacă dai reload? Da, chiar reload, bună idee. Nu, dar o să pun folosesc stasis-ul ăla. Uite, am 3. Lejer. Am fost prevăzător. Iată. Is this RTX? Ok, da, astăzi. Gata, a devenit gluma acum, nu mai e neironic spusă. Gata! Iată, acum eu conduc naveta. Nu, că a programat-o Nicole să coboare pe planetă, nu conduci nimic. N-ai niciun fel de putere de decizie. Cum ai ajuns aici, Nicole? You're doing the right thing, Isaac. We're together now. The way it always should have been. I knew you'd come back for me. Nothing can stop us now. Don't stop me. Nicola a programat-o sau am programat-o eu fără să știu, Paul? Vom afla episodul următor. Aici, două secunde, just a pic, as a treat, atâta, nu mă mișc afară, doar să mă uit puțin, uite. Ia uite, ce chestii, o să vedem episodul următor. Ultimul. Da, ar fi culmea să nu fie ultimul. Este. Păi, atunci nu pot să spun decât că cu căldură în suflet, practice safe sex and don't listen to old grumpy men, old grumpy people actually, tell you what to do about sex. Nu dacă sunt pe CTP niciodată. Persoane calificate, mai ales într-o materie de genul ăsta, ție de sănătatea voastră, și muie acolo, muie CTP, muie poliția SUA și ce se întâmplă acum, toată situația din SUA, partea rea a ei, muia aia, și da, și muia COVID, am uitat, mai e și ăla, underlying problem. Da, încă există o pandemie globală. And stay safe, eu am fost Edgar. Eu am fost Paul. Și ne auzim data viitoare. Ciao. Bye.